Bună! Bine ați revenit pe canalul meu! Eu sunt Valentina și astăzi vă invit la un nou clip. Astăzi voi face un haul cu diverse. Mi-am cumpărat niște produse pentru mine de la Essence. Mi-am luat niște produse pentru unghii pentru că nu mai aveam și mi-am luat niște produse de la o anumită firmă care se cheamă Claire's. Nu știu dacă ați mai auzit despre ea. Eu am găsit-o într-un magazin imens cu de toate și m-am gândit să-mi cumpăr, să testez, să văd dacă sunt ok și dacă îmi vor place, atunci le voi cumpăra pe viitor. Așa că haideți să începem și să nu mai lungesc vorba, pentru că nu vreau să vă plictisesc. De la Essence mi-am luat 3 tipuri de top coat. O să vi le arăt pe rând. Acesta este un top coat cu efect de nisip. Sparkle and Sand. Este ceva foarte fain. Acesta este cu efect de gumi touch. Nu am probat până acum, chiar sunt foarte curioasă să văd ce efect are, dacă e chiar așa. Și quick dry top coat pentru uscare rapidă. De la Essence mi-am luat această nuanță, un turcoaz. Mi-a plăcut foarte mult cum arată sticluța, dar și culoarea. O bază pentru unghii și cu tratament pentru întărirea unghiilor. Niște stickere pentru lipit pe unghii. Mi-a plăcut foarte mult cum arată. Două acetone. Una în variantă lichidă și o altfel de acetonă cu buletel înăuntru, unde introduci degetele și se dizolvă acetona. Și o cremă pentru mâini hidratantă, tot de la Essence. Aceasta este cu vitamina E și provitamina B5. Și cam atât. De la Essence mi-am luat aceste oje și pentru unghii. Și acum am să vă arăt pentru față ce mi-am luat. Mi-am luat o pudră, tratament pentru tenul problematic, pentru porii deschiși și pentru punctele negre. Pentru că eu am puncte negre și pe nas și în zona bărbiei și atunci vreau să le maschez. Și am decis să-mi cumpăr această pudră, să văd ce efect are. Mi-a plăcut foarte mult că este o pudră antibacteriană. Chiar sunt curioasă să văd ce efect, dacă chiar acoperă așa cum scrie. Și un concealer instant de la Essence, nuanță nude. Este foarte fain, așa mi-a plăcut cum arată, are acest burețel, deja l-am probat pentru că bineînțeles am fost curioasă să văd cum se așează. Și mi-am luat un primer pentru zona plapelor. Așa arată și bineînțeles că l-am probat. Iar pentru ochi mi-am mai luat această nuanță eyeshadow. Este un albastru închis, dar nu mai desfac, oricum se vede nuanța. Mi-a plăcut foarte mult. Pentru sprâncene am mai luat niște chestii, pentru că chiar am vrut să probez de la Essence și am găsit această cutiuță în care se află un fel de vopsea, cu vopsea în interiorul burețelului și este așa umedă. Și cu această pensulică, mai greu scot de aici. Și cu această pensulică, așa arată, are două capete, acesta pentru a trasa linia sprâncenei și a face forma, și acest piapten pentru a aranja sprâncenele. Și sincer să fiu, am probat-o pentru că, cum v-am zis, nu am avut răbdare și mi-a plăcut. În schimb, trebuie să ai foarte mare grijă pentru că te poți murdări și atunci nu ai cum să mai ștergi decât cu, maschezi decât cu fond de ten. Cam nasol, dar e ok, trebuie să ai foarte mare grijă.
Iar pentru sprâncini mi-am mai luat... acest powder pen. Am vrut să văd ce efect are acest gen de creion pudră cu burețel. Probabil că acesta se folosește pentru umplerea sprâncenelor. Okay. Și cam atât. Și mi-am mai luat niște creioane de buze, pentru că sincer să spun nu prea mai aveam, și mi-am luat pe mai multe nuanțe. Așa. Da, mi-a plăcut foarte mult nuanțele și mi-am luat pe nuanțe mai închise și mai un pic mai deschise. Acestea sunt nuanțele mele preferate. Foarte faină. Acesta scrie Red Blush. Acesta este un Honeyberry. Ia uitați mișto este culoarea. Femme Fatale. Îmi place foarte mult. Ia uitați ce mișto e nuanța. Acesta este Soft Berry. Nu se vede. 11 in the nude. Da, îmi place foarte mult. Este chiar faină. Foarte nuanță. Și ultimul lip liner, 213 Wish Me a Rose. Nu uitați ce faină este și nuanța. Și bineînțeles, ca să completez nuanțarea buzelor mele cu două glossy. Mi-a plăcut foarte mult cum arată. Acesta este cu aromă de strawberry. Vedeți ce bine miroase, chiar miroase a finitor. Bineînțeles că este așa un pic mai transparentă, pentru că practic este un luciu de buze. Și mi-am mai luat un balsam de buze Banita, arată așa nuanța, dar este balsam, pigmentează un pic buzele, ce este destul de drept. Și miroase așa foarte bine, ceva tropical. Da, și cam astea sunt produsele de la Essence pe care mi-am cumpărat și mi-am mai luat din acest depozit de la Müller. Mi-am luat un odorizant de cameră, am dat 3,25 €, cu aromă de portocale și miroase fantastic. Aceasta vreau să o păstrez pentru perioada de iarnă, pentru perioada de sărbători, pentru că atunci îmi place să simt aroma de fructe, de portocale. Mi-am luat de la Müller sare de baie, de la Marea Moartă. Este și un fel de scrubbing, deci poate fi 8 €. Da? Și cam astea sunt produsele care le-am cumpărat de la Essence. Acum să vă arăt celelalte produse pe care, de care vă ziceam mai devreme. Este această firmă Claire's. Așa arată, poate știți. Da, mi-am luat un burețel pentru că nu mai aveam și... chiar sunt curioasă să văd textura acestui burețel, să vedem cum este. Da, este destul de moale. Iar îmi place foarte mult cum se simte. Este așa fluffy.
pentru pensule, pentru că nu aveam așa ceva și să fiu, mă chineam foarte mult să curăț pensurile de make-up. Și am decis să-mi cumpăr acest cleaning tool, așa se cheamă, make-up cleaning tool. Și mi-am mai luat această chestie foarte faină, ia uitați ce faină este, chiar mi-a plăcut foarte mult și scrie Dream. Mi-a plăcut că are și aceste imprimeuri cu fluturaj. Și da, mi-am dorit de foarte mult timp să-mi cumpăr o chestie de genul și pur și simplu chiar îmi place foarte mult cum arată. Este așa foarte veselă. Și aceasta a costat, chiar sunt curioasă să vă zic prețul, nu știu dacă mai este aici. Ba da, a costat 9 euro, da, a fost un pic cam scumpută, dar mi-am dorit foarte mult și mi-am luat. Și pentru geantă, ia uitați ce mi-am luat, mi-am luat o chestie aceasta așa poasă. Roz, bineînțeles, pentru că îmi place rozul. Și da, am să o pun la geantă. Am mai găsit aici niște buletei de la Essence. Deci am uitat să-i arăt. Și mi-am mai luat niște pensule tot de la această firmă, de la Crest. Acesta este un duo sponge brush. Acesta este pentru fond de ten și acesta este pentru blush, pentru bronzer, pentru contur. Și da, aceasta a costat 10 euro. Ce mișto arată. Abia aștept să o probez. Și mi-am mai dat un kabuki, tot de la Claire's. Acesta a costat 7 euro. Mi-a plăcut foarte mult că este roz și este așa foarte veselă. Da, și de la această firmă am mai luat niște oje. Pentru că am o problemă, îmi plac foarte mult nuanțele acestea pământene, pământii sau cum se zice. Ia uitați ce faină e această nuanță. Este un gri spre maro, culoarea pământului. Și da, aceste oje au costat fiecare 3 euro. Așa, mi-am mai luat un gri, chiar nu aveam această nuanță. Și ce mi-am mai luat? Mi-am luat un albastru ceriu. Foarte faină această nuanță. E o nuanță metalică. Era să scap. Așa. Am să vă arăt nuanța. Uite ce fain este. Pentru... Merge foarte bine pentru perioada aceasta de break, așa, de toamnă și de iarnă, bineînțeles. Ce mai am eu aici? Am mai găsit... De la Essence am mai găsit o... un fel de clean start, un fel de degresant pentru unghie. Și cam atât. Acestea sunt produsele pe care mi-a cumpărat pentru unghii și pentru față. Nu mi-am cumpărat foarte multe pentru că trebuie să fiu, am deja și n-aș vrea să îmi expire și să le arunc fără să le fi folosit măcar un pic. Și da, sper că v-a plăcut acest mini filmuleț. Ne vedem data viitoare cu un nou filmuleț.